Bună ziua! Am depus astăzi un denunț la Direcția Națională Anticorupție împotriva domnului Florin Cătălin Cristoiu, managerul Spitalului Universitar de Urgență din București, pentru uh, infracțiuni de abuz în serviciu, faptă prevăzută și pedepsită de articolul 297 aliniat 1 din Codul Penal și pentru folosirea funcției pentru favorizarea unei persoane, faptă comisă sau lege cu numărul 78 din anul 2000. Ne mai referim și la o altă faptă penală care este prevăzută în codul penal la articolul 301, adică înșelăciune. Despre ce este vorba? Domnul. Cârstoiu, conform unui raport scos în atenția opiniei publice de jurnaliști de la Hot News, și-a folosit funcția pentru a o numi în poziția de șefă de secție pe soția lui. Aceste acte administrative au fost comise de domnul. Cârstoiu, începând cu anul 2014, ultima numire a soției sale cu grava încălcare a legii s-a făcut la patru zile după ce a fost numit manager în luna mai anului 2020. Domnul Cârstoiu face parte, din punctul meu de vedere, dintr-un grup infracțional organizat care are o practică bolnavă în sistemul sanitar, adică ia pacienți de la stat, îi racolează prin rezidenții săi, îi stoarce de bani la clinicile lui private, sunt patru la, la număr pe care le are împreună cu soția, cu soacra și cu alte rude. Se încasează banii la clinica privată, îi operează apoi la stat. Am vorbit și cu pacienți care au plătit sume între 750 de lei și 5100 de lei în clinicele lui private. Este o practică cunoscută și vorbesc despre un grup infracțional organizat pentru că sunt și alți medici în spitalul universitar din București, unde este manager domnul Cârstoiu, care lucrează la clinicele lui private. Vorbim despre înșelăciune. Domnul Cârstoiu a mințit opinia publică când a spus că la clinica lui privată pregătește rezidenți conform legii. El a mințit public și este o minciună penală. Nu este acreditată niciuna dintre clinicile sale să facă pregătire medicală pentru medici sau pentru asistenți. Niciuna dintre clinici nu este. Acreditată. Denunțul meu are 12 pagini, este detaliat cu documente din raportul Corpului de Control din anul 2020. Este absolut inadmisibil că nici o instituție a statului, nici DNA, nici ADI, nici ANI, nu a făcut niciun gest de clarificare a acestor suspiciuni în acești ani. Vorbim despre fapte penale clare. De ce am vorbit astăzi și despre grup infracțional organizat? Pentru că la DNA, în denunț, am sugerat procurorilor că este posibil ca aceste fapte penale să fi fost comise de domnul Cârstoiu împreună cu un grup care a organizat această flagrantă încălcare a legii, un manager de spital nu are voie să aibă activități în clinici private, nu are voie să aibă dividendă de acolo, nu are voie să facă consultații în clinici private și sunt documente zdrobitoare și mărturii care arată că domnul Cârstoiu a încălcat legea și în timpul programului de manager a operat în spital și nu avea voie, iar după program împreună cu soția sa a luat pacienți de la stat i-a pus să plătească sume de bani la clinicele lor private și în felul ăsta a existat o pagubă inclusiv la ceea ce înseamnă bugetul de stat și bugetul de asigurări sociale. Câți pacienți au declarat ceea ce spuneați dumneavoastră mai devreme, că ați găsit pacienți care v-au povestit despre ce s-a întâmplat? Câți eu am vorbit cu cinci pacienți, uh, unii dintre ei au fost op operați în 2019, uh, unii în 2020, alții în 2022, ultimii în 2023. Uh, sunt pacienți cu diferite patologii. Uh, de fapt, n-a trebuit să fie un mister pentru nimeni. Uh, domnul Cârstoiu avea la vedere consultații la firma lui Anemona Med și la... Uh, cealaltă clinică care era patronată de soția lui. Este un lucru cunoscut de absolut toată lumea. Ce trebuie să, să înțelegeți că acest uh, denunț n-a fost făcut de către USR sau știu eu, e vreo investigație nouă a ziariștilor. Cei de la Hot News doar au scos la lumină un raport vechi din 2020. Uh, domnul Cristoi a fost denunțat de către doi pesediști, de doamna Nica uh, și de domnul Oprescu de la PSD, împreună cu doi apropiați, cu domnul Bușoi și cu doamna Bumbac, care lucrează în Ministerul Sănătății, o apropiată a domnului Rafila. Deci nu este un denunț făcut de un membru USR. Sunt fapte cunoscute în spital. Conflictul dintre Gașca Oprescu și Gașca lui Cârstoi este arhicunoscut, dar la mijloc sunt pacienții, pentru că noi trebuie să urm urmărim faptele. Și la această oră, faptele spun pe 12 pagini că domnul Cârstoiu a încălcat cel puțin patru legi, repet, numindu-și soția în funcție de șef de secție, timp de 87 de zile, doar în 2020, soția domnului Cârstoiu a fost numită cu încălcarea legii care prevede conflictul de interese, iar paguba, ca să întrebe lumea, dacă întreabă cineva care este paguba, acele sume care au fost încasate de doamna Cârstoiu pentru perioada în care a fost șefă de secție, numită ilegal chiar de soțul ei manager. Vreau să fac o precizare. Nici o secundă nu vorbesc despre profesionalismul, despre capacitatea de a face bine oamenilor, ca medic a domnului Cârstoiu sau a soției sale. Discuția noastră este despre încălcarea unor legi. Care fac din aceste spitale clanuri care efectiv jumulesc pacienții la stat și la privat cu încălcarea legii. Noi vorbim despre niște legi care ar putea să limiteze, ca în spitale din România, să se constituie aceste grupuri infracționale care bajocoresc pacienții. Tu, dacă vii la o clinică de stat, nu e normal să te ia medicul rezident și să spună mergi la clinica privată da acolo bani la doctorul Cărstoiu și apoi îți găsim loc mai repede în spital. Această practică este cunoscută în spitalul municipal, nu este ceva nou, știe toată lumea, iar eu spun astăzi domnului voi, Voineac și celor de la ANIC că este o rușine că aceste instituții ale statului timp de patru ani de zile au avut rapoarte pe masă și n-au făcut nimic. De astăzi nu pot să spună că nu au știut, este un denunț înregistrat de mine cu număr de înregistrare, atât la ANI cât și la DNA. La DNA am făcut uh, sugestia, uh, eu cred că acest dosar ar trebui să ajungă la DICOT. Vă aduc aminte de cazul Lucan, de delapidarea Institutului de Transplant din Cluj, de denunțul pe care l-am depus eu atunci la uh, DICOT și la arestarea lui Lucan și a fiului său, care făcea exact ce face doctorul Cârstoiu astăzi, adică ce a făcut timp de aproape 15 ani. Adică împreună cu familia sa a creat un sistem de extorcare a clinicii de stat și a pacienților cu încălcarea legii și cu avere pe care el o declară ca fiind impresionantă, nu cele două BMW-uri, cele două de uri apartamentul din Sinaia și cel din Mamaia, sunt făcute de la acele clinici private unde el a lucrat și în calitate de manager. Repet, vorbim despre infracțiuni cu repetiție din 2014 și până astăzi.